Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi ne jucăm niște Mario & Luigi Brothership, joc ce s-a lansat recent și este o nouă aventură Mario, numai că de data asta, după cum spune și titlul, suntem alături de Luigi. Este un joc conceput să fie jucat în doi, dar din păcate este doar local co-op, așa că o să ne descurcăm de unul singur. Că dacă era ceva de online, să știți că aveam pe Luca Lucat acolo să ne jucăm împreună niște Mario & Luigi Brothership. Dar totuși, hai să vedem cu ce se mănâncă joculețul acesta. Muzica e destul de făinuț și chiar pare simpatic rău de tot. La fel de simpatic ca și butonul ăla de like. Ia uite, Pokémonul. A venit Kingler. Văd, oh, nu l-a prins, că l-a prins de mână. Mamma mia. Luigi? Luigi Noe Saki, bă. Hopa? Mamă, ce păsură e ăla vere? Ioi, dar zi tu că dacă ăsta nu e Pokémon direct. Ia uite, direct cuburile magice. Păi și cum facem să ajungem acolo? Cum ne ducem, cum rezolvăm? Oh, move, jump. Mă gândeam că trebuie să atacăm... crăbișorii aia. Mi-aduce aminte de Super Mario Odyssey, numai că bine, grafica e complet diferită de Super Mario Odyssey. Dar perspectiva așa. Sincer, ce mai juca iar niște Mario Odyssey fără mișto. Prea făinut jocul ăla. Uite, niște cepuțe. Ce mă cu cepuțele astea? Intrăm în combat? No way. Aia e turn-based. Ți alegi abilitățile. Jump, items, flee. Jump. Rupel. Mai puteam să apăs o dată și l-a apăsat și pe celălalt. Jump counters. Și poți să-i dai schemă. Cât de drăguț e, poți să-i dai schemă. Și dacă dai aurile poți să dai de mai multe ori. Mamă, dar ce tare că poți să le dai counter la ăștia. Ce aveți-o? Cât de simpatic e jocul. Ok, e altfel față de ce mă așteptam. Sincer. Ce avem aici? Se joacă complet diferit față de ce credeam eu că o să fie. Mă gândeam că o să fie un de-asta Mario Odyssey, bla bla bla, nu știu ce. Dar uite că nu e. E mai degrabă cum a fost ăla Paper Mario sau Mario Adventure, mai știu, de-am jucat noi semi-recent și pe ăla. Hai că mutăm noi bolovanii așa dacă e. Nu merge, nu. Ataete. N-avem forța necesară. L-am pierdut pe Luigi totuși. Cinematicul de la început e practic trailerul din ce am văzut. Că e... construi jocul ăsta în așa fel încât să-ți dea cinematic înainte să intri în meniu. Luigi! No, nu mai contează. Lui i-a făcut papapufa. Vedem ce face și Luigi. A încercat și el să împingă aici, dar n-a reușit. Malario. Mulurio. Uite că acolo mi-arată unde ar trebui să merg. Deci el cumva te ghidează către locația unde ar trebui să ajungi. Am înțeles. Și am început direct cu combat, cred că. Gen, le-am dat deja damage, că am sărit pe el, că e numai unul. Putem da și flee dacă vrem. Dar lasă-mă că e bun, farmăm XP. Pleacă experiența. Bun. Acum scoatem-o de aici. Să putem lua de acolo ce mă interesează și poate nu-i atragem atenția... celelalte cepuțe. Deci o să trească să ne batem și cu ea ca să facem rost de XP. Cubulețul? Mă gândeam că pot să obții mai multe sau ceva de genul ăsta. Ok, altă locație unde nu putem merge din cauza bolovanilor. Opa. Ok, ăsta a avut mai multe monede. Nu, lasă-mă în pace. Ceapa furisită.
Vine ceapa aia după mine. Scurez dacă primim și ceva abilități. Mi-ar trebui ceva să pot face super jump acolo, dar n-am. Adică nu pot nici să sprintez. Să zici că faci o schemă. Nu e. Da mă, Luigi, vin acum. Nu mai plânge după mine. Mario. Iar dispare Luigi ăsta. Bă, câtați schema. Păi și noi nu obținem ceva upgrade-uri să putem sări acolo? Sau să mutăm bolovanii? Cred că nu încă. Luigi a dat dispărut, frate, nu știu ce face. E... adios. Luigi? Cred că mai avem de așteptat după Luigi să ne dea vreun semn de viață. Luigi. Da, tot la o zi, mă, pe ăsta. Ia, ne bagă cinematic? Ar trebui, ce drept. Să vină și vreun cinematic. Ai o navă. Navă insulă. Ia auză-l cum țipă, mă, nebunul. Luigi. Oh, wahoo! Oh, nu. L-a luat, mă. Ne-o salva, bă. Și acum cred că începe jocul de-a binelea. Mă, dacă de drăguț e insula asta făcută, vedeți? Adică e un copac crescut în așa fel încât să fie o velă. Vreau zic vâslă, dar vâslă e altceva. Mario! Luigi! Acum începe aventura pe bune. Oh, cu asta poți să dai speed la discuțiile astea. Let's go! Adventuring with Luigi. Luigi automatically follows you whatever Mario goes. Make him jump by pressing B. Oh. Păi și ăsta nu le putem distruge? Apare nu. Și nu avem și noi acces la meniu? Oh, încă nu avem acces la meniu. Dar cum putem să atacăm? Mă gândeam că putem face vreo schemă. Oh, bună! Oh, I'm glad you found your brother again. Oh, deci Luigi știe. De-aia. Păi și tu cine ești? Connie. A apărut de nicăieri. Îți dai seama că era panicat. Păi nu știu ce e aici. Asta e Concordia, un loc pașnic. Sau cel puțin obișnuia să fie pașnic. Oh, deci înseamnă ceva s-a întâmplat. Ce drăguț arată. The Unitree held the land together. Mm-hmm. Dar ce s-a întâmplat? S-a stricat copacul. Bă, a, și asta explică de ce sunt insulițele astea peste tot. Deci a apărut o fel de strălucire de sub pământ și asta a stricat copacul. Un plot simplu. Noi acum suntem pe Shipshape Island. Mamă, ce denumire, Shipshape. Ah, și el a plantat aici un semințe de Unitree. Dar mai durează până crește să-și facă treaba. Ia uite. Ți-ai nou Unitree. E micuț, dar încă crește. Mm-hmm. E un watanist. Watanist adică din cauza că e, seamănă cu o priză, uite, vedeți? Și copacul e un fel de bec, bă, cât de drăguț. Și în loc de a produce nectar, produce conectar. Mă, lași. Da, mă, da, vin într-o altă lume. Da, găsim noi cumva să ajungem acasă, nu e asta o problemă. Oh, cine a venit?
Snoutlet. Aoleu, de la Outlet, adică e porc cu priză. S-a ascuns sub pălărie. Dar nu e porc. Da, mă, dați ochii tăi, m-am prins. Aleu. Ce ai, mă, prieten, fii atent. Era ascuns sub pălăria lui Luigi. Deci ne ajută porcușorul ăsta să ajungem acasă, am înțeles. Dar are totuși o cerință pentru noi. Da, mă, vă ajutăm să reconectați insulele. Deci asta e practic plotul, trebuie să reconectăm insulele. Super! Yes, let's go! Am înțeles, deci noi asta trebuie să facem. Asta e marele nostru quest. Questul de a reuni Concordia. Deci e un tun pe unde putem să ne ducem. Wahoo! Și mă gândesc că o să deblocăm tot felul de chestii de făcut împreună, încât să putem traversa mai ușor prin lume. So do the thing. The thing? Ce vrea să facem? Oh, apasă pe ăsta, ok, apăs. Oink. A, și ăsta scoate un... A, îți arată harta și zice meniu și tot. Avem gear, dă-te mă încolo, deci ăsta chiar vrea să fie un Final Fantasy RPG. Uite, avem gear aici. Mamă, mă imaginează dacă chiar i-a schimbat și aspectul. Ok, și noi trebuie să ajungem la tunul ăla acolo. Da, da, verificăm. Și acolo cred că te învață tot felul de chestii la Snowlet Guide și chestiile alea. Mă, simpatic jocul, n-am să mint. Adică am auzit că mai sunt și alte jocuri Mario Brothers în stilul ăsta, ce au fost lansate în trecut, dar ăsta e cel mai nou și sincer nu știam la ce să mă aștept. Din trailer mi-aducea aminte foarte puțin ideea că am crezut că o să fie un fel de mare Odyssey Co-op. Oh, deci putem încăpea în acel tun. Hai mă frate, să ne ducem odată. Ce ne ceartă ăsta că nu vrem să intrăm în tun. Oh, și trebuie să căutăm o altă insulă peste care să ne ducem. Ok, hai să ne aruncăm atunci. Și-am luat și porcul cu noi acolo în ăsta. Și trebuie să verificăm către ce insulă vrem să mergem. Zoom. Rumbla Island. Ok. Păi și Fire. Băi, dar nu le e milă de săraci băieți că se duc ăștia și ce-au mare căpăcească. Țai de mine. Nu știu unde ne rezolvă de toate alea. Valeu. Și asta e o nouă insulă, ne-am ajuns unde presupun că trebuie să rezolvăm ceva dileme de aici, astfel încât să putem să legăm. Uite acolo, e magazin de gear. Oh, dar jocul ăsta a devenit mare RPG. O, bună? Ce mai e și ăsta? Mă, vorbesc în limba aia inventată. Mangiare, Ok, să căutăm lighthouse-ul. Că ea a fost închisă, acel felinar. A fost închis felinar, ia uite-l, mă. Mamă, dar pe ce insuliță mi-e aia, bro? Ok. Da, suntem aici, trebuie să vorbim cu Wilma. Ok, hai să căutăm pe Wilma să vedem ce ne zice ea. Nebunatic, joculeț. Deci, intrăm și în oraș. Aoleu, ce s-a auzit? Ce sunt amicii? Hai că vrem să dăm un combat, să vedem cum e cu cei doi împreună. Let's fight! Oh, sunt niște răi. Niște răutăți.
pe ei. Mă uite ce mă amuză astea cu niahahaurile lor. Ia, jump. When Mario, Luigi are together, you can work to select jump, așa. Oh. Ah, trebuie să apăs B repede. Ok, am înțeles. I see. Targeting who? Asta m-am prins deja. Am blocat-o. Să fiu atentă la unde se duce. Respect. Gata, mă pun la spart. Excelente, bă! A, și steagul-ți arată când faci level. Ce simpatic e gândit jocul ăsta. Dude, ai stats-uri pe mustață. Du-te, bă, de aici. Doamne, punem stats-uri pe mustață. Dacă ați mai pomenit așa ceva. Doamne. Gata, mai am salvat. Nu este Mario și Luigi din altă lume. Ca să găsim pe Wilma. Ce-mi dă? O ciupercă. Sau ce face ciuperca? Fie că item de folosești în combat. Items, HP, HP și toate alea. Am înțeles. Bă, simpatic joculețul ăsta, n-am să vă mint. Dar noi suntem prima aici cu acest video din Mario & Luigi Brothers. Sper că vi s-a părut interesant joculețul ăsta și dacă vreți să vedeți mai multe videouri pe canal, știți foarte bine ce aveți de făcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!